Fratele lui Mădălin Andrei Loghin a ajuns în atenția polițiștilor după ce l-a bătut pe patronul unui bar din orașul Rovinari. Acum și Mădălin a ajuns în cătușe tot pentru un scandal provocat într-un alt local. Individul consumase băuturi alcoolice în exces, după care a distrus mai multe bunuri din local. Polițiștii au fost anunțați prin 112 despre faptul că un individ a distrus mai multe mese și localul în care se afla. Polițiștii din cadrul poliției orașului Rovinari au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Ali P. Jegorș, un tânăr de 24 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de distrugere. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că cel în cauză ar fi distrus mai multe obiecte de mobilier din incinta localului din localitate. În urma probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de distrugere.